Bună seara, suntem din nou împreună la Iluzii Prejudecăți Perspective. Tema emisiunii din această seară se numește Despre etichete și etichetări. Invitatul meu din această seară este invitat cu totul special, așa cum v-am obișnuit, invitații mei sunt invitați de marcă. Un invitat care este deținător al centurii negre, la fel și soția domniei sale, este deținătoarea centurii negre în artele marțiale. Este vorba despre domnul Nicolae Florian, deputat parlamentar de Giurgiu. Bine ați venit, domnule deputat, nu știu cum... Domnul... Bine v-am găsit, bună seara tuturor! Aș vrea aici doar o scurtă remarcă să fac. În România, de obicei, când cineva are o funcție, este lingușit, apoi după ce nu mai are funcția, este înjurat. În Occident lucrurile se petrec puțin altfel, în sensul că atunci când cineva are o funcție de conducere, este criticat, adică îi sunt criticate argumentele și nu persoana, niciun caz de atac la persoană, dar după ce a ieșit din funcție, este respectat pentru toată viața. Dacă a fost deputat toată viața, va fi numit domnule deputat, a fost ministru toată viața, va fi numit domnule ministru și așa mai departe. Dar haideți să revenim puțin la artele marțiale. Mi-amintesc că un poet englez spunea: copilul este tatăl omului, în sensul că ceea ce ni se întâmplă în copilărie își va pune amprenta asupra noastră atunci când devenim adulți. Cu siguranță că artele marțiale pe care dumneavoastră le-ați practicat în copilărie și în tinerețe și-au pus amprenta asupra evoluției personalității. Da, aș vrea să încep prin a spune faptul că motoul nostru era putere, încredere, voință și stăpânire de sine. Acest motou a fost al nostru înainte de 89, perioada 80-90, perioada anilor în care artele marțiale erau interzise în România, iar noi cu discreție, sub denumirea de judo, și bineînțeles că practicam și judo, practicam și artele marțiale, stilul de karate Kyokushin, pe care s-a dezvoltat foarte mult în Giurgiu. Eu aș vrea să fac un comentariu vis-a-vis de filmulețul pe care dumneavoastră l-ați expus înainte, și anume că artele marțiale mi-au, să zic, mi-au construit mie viitorul de-a lungul celor 35 de ani, pentru că acolo mi-am cunoscut soția, acolo mi-am cunoscut adevărații prieteni, acolo m-am jlefuit și am învățat ce înseamnă să fii un bun camarad, ce înseamnă să lucrezi în echipă și totodată ce înseamnă să știi să te șlefuiești astfel încât să faci bine comunității și, bineînțeles, ție însuți. Un scurt comentariu, dacă ați dori să faceți, pe marginea celor două filmulețe. Domnul din filmuleț care spărgea cărămizile cu capul, erați dumneavoastră, da. Iar doamna care... Da, iar soția mea, am văzut-o și pe ea în filmulețul pe care l-ați prezentat, a făcut un test de spargeri. Tameșioare, pe vremea respectivă, erau niște lucruri deosebite, pentru că nu erau încercate de toți, nu erau văzute. Mediatizarea artelor marțiale în România era foarte greoaie, iar ceea ce am vedeți că am făcut noi a fost posibil datorită antrenorului nostru din acele vremuri, domnul Ilie Ionescu, profesorul nostru de karate Kyokushin, fondatorul stilului, unul din fondatorii stilului de karate Kyokushin din România, iar noi am fost primii lui elevi. Vă dați seama că am învățat, am studiat în cărți și am învățat toate artele marțiale, toate procedeele din stilul de arte marțiale karate Kyokushin, și le-am practicat așa cum le-am priceput noi. Țin minte că am fost plecați în foarte multe stagii la munte și acolo ce făceau japonezii, că stau desculți în seiza, în genunchi, în zăpadă, asta făceam și noi în România. Unii dintre noi au rămas și cu sechele după urma la această acțiune, pentru că organismul nostru nu era chiar pregătit pentru astfel de acțiuni. Dar pot să vă spun cu mândrie că dacă nu eram noi, elevii noștri, giurgiuveni, practicanții de arte marțiale de contact, stilul karate Kyokushin și K1 nu erau atât de puternici în lume, sunt, avem campioni mondiali și la maestrie și la luptă în karate Kyokushin, avem luptători de K1 foarte buni, reprezentanții României și Europei în lume. Eu zic că ne-am ridicat ca și stil de artă marțială din Giurgiu.
Dacă nu eram noi pionierii, sigur ei nu avansau atât de mult. Încă o dată revin și spun că în sala de sport mi-am cunoscut iubita mea, soția mea, Vera, Vera Nicolae, și bineînțeles că am fost deosebit de onorat că și ea este, a rămas în continuare unul din principalii luptători de femei din stilul de karate Kyokushin și nu numai. Rog regia să difuzeze și celelalte imagini și la fel, dacă ați dori să le comentați, sunt imagini mai vechi, nu? Niște poze mai vechi cu... Uitați-le pe da, ecran. Aici vorbim de anul 1981. La mare, într-un stagiu de pregătire cu antrenori din Ungaria. Eram sportivi, deci cu toate că erau interzise artele marțiale, mergeam sub denumirea de judo în stagii de pregătire la mare și practicam arte marțiale. Practicam, exemplu, noi de la Giurgiu, karate, Kyokushin. Aceste imagini pe care le vedeți sunt din sala de sport, una din salele de sport din Giurgiu, sau dacă nu mă înșel, pot să fie chiar de la Predeal. Giurgiu Predeal, toate salele de sport erau cam pe același stil dotate, în care au venit, astea erau la noi, la sala de sport din Giurgiu, în port, la sala profesorului Ilie Ionescu, senseiului nostru, în care a venit un profesor polonez, sensei Drevniak pe vremea respectivă, un maestru care acum este Shihan, este promovat în artele marțiale. Da, într-adevăr, uitați-l și pe Shihan Drevnia lângă sensei Ionescu. Sunteți acolo în dreapta, alături de... Da, dar alături de soția mea. De asemenea, remarc în partea cealaltă, de mine, noi eram în Seiza, în genunchi, remarc pe răposatul Alexandru Dimancea, un mare luptător jiu-jitsu, care s-a stins mai de mult în urma unui accident și în urma, să zicem, unei depresii pe care n-am înțeles-o nici în ziua de astăzi, dar un sportiv, un luptător, un profesor de arte marțiale de excepție. Aici, într-adevăr, cu luptătorii din România de în acele vremuri, actualmente antrenori în salele de sport, alături de un mare profesor de karate Kyokushin, Borza Iosif, un ungur. Atunci ungurii veneau și practicau cu noi, ne dezvoltau în artele marțiale de contact, care stilul karate Kyokushin. La antrenamente, diferite fotografii făcute în vremurile 80-90. Da, iar sunt deosebit de mândru, îi salut pe toți sportivii care acum, bineînțeles, sunt și ei seniori în artele marțiale, în artele marțiale de contact. Sigur, îmi face o deosebită plăcere să îi revăd chiar și în aici fotografii. Aici cu cine sunteți? Sunt cu profesorul Ilie Ionescu, senseiul meu, senseiul nostru al tuturor practicanților de arte marțiale de contact karate Kyokushin din Giurgiu, la o competiție din Giurgiu. Aici, uitați, cam așa se întâmpla în salele de sport pe vremea anilor 80-90. Aici eram la Predeal, în sala de sport de la Predeal, și era un exercițiu de întărire a musculaturii abdominale, în care cu toții făceam un șir indian, fiecare treceam, călcam peste abdomenul, peste plexul solar al celuilalt, după aceea noi deveneam victime și rămâneam să calce celălalt. Și așa, prin rotație, ne promovam și ne dezvoltam spiritul și trupul pentru arta marțială. Vorbeam despre influența pe termen lung, dumneavoastră vorbeați mai bine despre influența pe termen lung, nu, pe care a provocat-o practicarea artelor marțiale asupra formării personalității, nu asupra traseului pe care l-ați urmat ulterior. La un moment dat, unul dintre invitații mei într-o emisiune, vorba despre Sorin Costre, lector universitar la Facultatea de Filozofie din București, Universitatea din București, spunea că românii ar avea, să zicem, erau etichetați că ar avea două hibe. Una dintre ele era
lipsa reflexivității, faptul că nu prea se analizează gândurile, nu încearcă să provoace o schimbare în modul lor de a gândi, de a trăi de pe o zi pe alta, adică se obișnuiesc așa, sunt luați de viața cotidiană și ajung la pensie și așa mai departe. A doua chestiune era că românii nu prea sunt capabili de gândire pe termen lung. În sensul că românii gândesc mai mult pe termen scurt, nu chiar atunci când au funcții de conducere, când sunt miniștri și așa mai departe, încearcă să acopere unele găuri, nu? Ca și cum ar fi un dig pe cale de a fi, de a fi distrus. Revenim la chestiunea asta cu care, mă rog, pot să fii de acord sau să nu fii de acord la modul general, că românii nu sunt capabili de gândire pe termen lung, faptul că nu avem totuși un proiect de țară, nu, de atâția și atâția ani, denotă, eu știu că ar avea pe undeva dreptate Sorin Costrăie, dar totuși știu că aveți preocupări privind strategia Dunării. Da, Dunărea multă vreme, mă scuzați, Dunărea multă vreme a fost etichetată drept graniță, ceva care desparte. Și în timpul comunismului, într-adevăr, era ceva care despărțea, era mai mult decât atât. Dacă mulți încercau să treacă Dunărea în Iugoslavia, mureau și așa mai departe. Este un clișeu care încă se păstrează și în ziua de astăzi. Dunărea ne desparte de Bulgaria, nu avem nicio legătură cu Bulgaria și așa mai departe. Nu avem avantaje de pe urma Dunării, n-am putea să avem avantaje de pe urma Dunării. Da. Aș vrea să plec de la ceea ce ați prezentat dumneavoastră anterior, și anume că mintea sănătoasă stă într-un corp sănătos. Activitatea și deprinderile intelectuale trebuie să fie completate de deprinderi motrice, de foarte multă mișcare, pentru a ne putea desfășura activitatea și pentru a putea progresa și din punct de vedere spiritual și intelectual. De aceea, deviza dinainte de 89, minte sănătoasă într-un trup sănătos, cred că este valabilă și în ziua de astăzi. Pentru că nu neapărat că atunci erau vremurile comunismului, ci atunci studiile sociologice spuneau același lucru, că nu poți să ai o deprindere intelectuală deosebită fără o recreere, fără o vacanță bine meritată a intelectului, chiar fie pe timp limitat și mic, dar trebuie să faci mișcare, să ai deprindere motrică, să poți să te recreezi și să poți să continui să construiești și să creezi. Bineînțeles că fluviul Dunărea înainte de 89 era granița care ne despărțea de un alt stat, de frații noștri bulgari. Acum cred că reprezintă fluviul care ne unește. Începem să avem deprinderi comune de-a lungul fluviului, de o parte și de alta a fluviului, și anume deprinderi cu privire la transport de mărfuri, la transport de călători, la pescuit, la deprinderi cu privire la menținerea șenalului navigabil și de o parte și de alta, îndiguirea fluviului. Deci avem deprinderi comune și de ce nu, la un moment dat, de ce nu am crea, așa cum se creează proiectele transfrontaliere, de ce și noi, locuitorii de pe o parte sau cealaltă a malului fluviului, de ce nu am redevenit frați, așa cum erau strămoșii noștri înainte de a apărea aceste frontiere, să le zicem noi, granițe teritoriale ale țărilor. Mai mult decât atât, se pare că românitatea a luat naștere și de-a lungul celor două maluri ale Dunării. Nu, cu toate că cei mai mulți privesc spre Carpați atunci când vorbesc despre românitate. Plus de asta și latinizarea noastră a început în momentul în care Traian, împăratul Traian, a trecut Dunărea, nu? Și a ajuns în Dacia, apoi la 1866 prințul Carol, viitorul rege al României, a venit tot pe Dunăre. Dunărea, deci, are un rol extraordinar de important în viața noastră. Totuși, o chestiune, eu știu că ați avut preocupări în acest sens și aveți preocupări în acest sens. În orașul Budapesta, de pildă, există 12 poduri peste Dunăre. Noi, cu bulgarii, pe o distanță de 1000 de kilometri, aproximativ 1000 de kilometri, avem doar două poduri peste Dunăre. Ce se întâmplă aici la Giurgiu este dezastru cu podul de peste Dunăre. Știu că ați avut preocupări în acest sens. Da. Referitor la dezvoltarea acestei zone a riverane fluviului Dunărea și pe partea bulgară și pe partea română, există proiecte operaționale
europene, create din fonduri europene și special proiecte transfrontaliere care să dezvolte atât partea bulgară cât și partea română. Eu am și încă mai sunt președintele, am fost și încă mai sunt președintele grupului de prietenie din Parlamentul României cu Republica Bulgaria. Fiind președinte, am avut onoarea să cunosc reprezentanți, omologi de-a noștri parlamentari din Republica Bulgaria, precum și personalități din regiunea ruse și nu numai din Bulgaria. Cu toți avem preocupări cu privire la atragerea de cât mai multe fonduri europene pentru a nu mai rămâne într-o zonă defavorizată a Europei, zona Bulgaria-România, și împreună să putem să creăm un lobby comun pentru dezvoltarea simultană a celor două țări, România și Bulgaria. Sigur că dezvoltarea de-a lungul fluviului Dunărea poate să fie făcută atât în lungimea fluviului Dunărea, deci dinspre țările occidentale, de la izvor până la revărsarea în mare a fluviului Dunărea, dar putem să gândim și de o parte și cealaltă a fluviului, printr-o mulțime de proiecte de dezvoltare economică. Înainte de apariția sistemului comunist și poate chiar mai înainte, strămoșii noștri prin zona Giurgiu Ruse efectuau tranzitul de mărfuri dinspre Orient spre Occident și viceversa. Mi-am pus de foarte multe ori întrebarea cum traversau strămoșii noștri fluviul să ajungă în același punct, ori în Giurgiu, ori în Bulgaria, în Ruse. Deci cum să poată să se ajungă? Și atunci, sigur, am ajuns la o concluzie, care cred că poate să fie și demonstrată, și anume că malul bulgăresc pleacă deja pe depresiune, pe mal de Luros. Malul românesc este deja situat într-o zonă de delta, să zic așa, într-o lungă a Dunării, iar dacă ne gândim în perioada dinainte de îndiguiri, sigur, pe partea noastră, a părții noastre a Giurgiului, până la fluviu, până la albia fluviului, sigur mai erau, existau o mulțime de canale care făceau legătura în amonte de orașul Ruse și naval de orașul Ruse, în care circulația, fluidizarea apei, era, curenții fluviului erau mai atenuați, nu erau așa de importanți exact ca și cum ar fi pășenalul navigabil. Și atunci, bineînțeles că există o probabilitate ca Giurgiu să aibă două porturi și Ruse să aibă un singur port. Deci să rămână orașul Ruse, care s-a și dezvoltat, este de trei ori mai mare ca orașul nostru, fiind într-un oraș situat într-o zonă adăpostită din punct de vedere al intemperiilor și al inundațiilor, sigur că există probabilitatea ca orașul, ca partea românească, să aibă două puncte de plecare să ajungă în același punct al orașului Ruse, și anume unul din portul Giurgiu, în care, dacă ne uităm pe axele orașului Ruse și axa orașului Giurgiu, de dezvoltare a orașului Giurgiu, o să vedem că e o diferență exact cam cât ar curge fluviul Dunărea dinspre partea bulgară, să ne îndreptăm cu ambarcațiune, cu vâzle, cam unde ar ajunge în portul nostru. Iar invers, sigur, strămoșii noștri trebuie să ducă în amonte ca să poată să ajungă în același punct comercial al orașului Ruse. În 2005, la Varda, a fost încheiată o înțelegere între statele din această regiune și s-au stabilit atunci 7 coridoare culturale în Europa de Sud-Est. Dintre aceste 7 coridoare culturale, 3 trec prin România. Dintre cele 3, un coridor cultural se numește Via Danubiana și este coridorul Dunării, care începe din Germania, nu și se termină undeva în delta. Un coridor cultural extrem de interesant, un coridor cultural în care conviețuiesc foarte multe religii, nu se pleacă de la catolicism și alte religii de acolo din Germania, apoi vin ortodoxi, sârbii, românii, bulgarii, nu se ajunge în Dobrogea musulmană, în delta unde sunt ortodoxi de stil vechi și așa mai departe. De foarte multe ori de-a lungul istoriei nu au existat neînțelegeri, dar de foarte multe ori au conviețuit aceste religii. Deci ar fi un coridor cultural extraordinar de interesant și în același timp și un coridor turistic pe care s-ar putea miza extraordinar de mult, fiindcă eu rămân totuși la opinia
că Giurgiu se poate dezvolta și poate progresa foarte mult și datorită dezvoltării turismului, fără discuție. Corect. Strategia Uniunii Europene pentru dezvoltarea regiunii Dunării, mai prescurtat SUERD, stabilește exact zona de dezvoltare de-a lungul fluviului Dunării pentru cele 14 țări riverane fluviului, dintre care 9 membre ale Uniunii Europene și 5 țări nemembre în Uniunea Europeană. Dacă ne uităm între Bulgaria și România, cel mai dezvoltat oraș bulgăresc este orașul Ruse. Iar revin la axa de dezvoltare comercială Giurgiu-Ruse, sau dacă vreți, București-Ruse. De ce spun acest lucru? Pentru că inclusiv în urmă cu 60 de ani, când a fost realizat de către ruși podul prieteniei, nu a fost ales întâmplător la Giurgiu. Orașul Ruse nu s-a dezvoltat de 60 de ani încoace, de când e podul prieteniei, ci el a fost dezvoltat mai de mult. Și atunci putem să spunem că coridorul cel mai important comercial al tranzitului de mărfuri dinspre Orient, spre Occident și invers, s-a realizat pe la Giurgiu. Sigur, s-au realizat treceri peste fluviu de-a lungul Dunării între bulgari și români, pe toată granița. S-au dezvoltat orașe, comunități, atât în România cât și în Bulgaria. Au rămas în urmă cu realizarea de poduri peste Dunăre. Și de ce au rămas în urmă? Pentru că sistemul comunist ne-a separat pe noi, românii, de bulgari, iar fluviul Dunăre a reprezentat o graniță, o demarcație, o separare între noi. Acum, odată cu intrarea în Uniunea Europeană, să punem mare accent pe dezvoltarea relațiilor atât de o parte cât și de cealaltă a fluviului Dunăre și împreună să ne dezvoltăm, să ieșim din zona de sărăcie, să intrăm într-o zonă atractivă, dinamică, competitivă și prosperă. Astfel se impun înființarea unor noi poduri peste Dunăre. Deja guvernul României dorește înființarea unor poduri în Amonte și Aval de Giurgiu, un pod la turnul Măgurele și un pod la Călăraș. Dar și noi, giurgiuvenii, parlamentarii din Giurgiu și oamenii, autoritățile locale, autoritățile județene, care sunt cu adevărat giurgiuveni și le pasă de orașul Giurgiu și de județul Giurgiu, facem lobby pentru a atrage capital privat, astfel încât să putem să construim un backup la podul prieteniei actual, un nou pod peste Dunăre în zona Giurgiu-Ruse. De ce? Pentru că, uitați, chiar dacă stau la coadă, transportatorii vor să treacă tot prin acest punct și nu vor să treacă prin alte zone. Pot să se ducă să treacă pe la Calafat. Este destul de costisitor, iar infrastructura rutieră din România nu permite o fluidizare a traficului prin acele zone. Astfel că șoseaua rapidă dintre Giurgiu și București, și mai ales ținând cont de faptul că în București, capitala noastră, cu peste 2 milioane de locuitori, cu o dezvoltare economică a serviciilor, dezvoltare industrială accelerată, are nevoie de comunicare atât cu Orientul cât și cu Occidentul. Deci nu putem să omitem acest coridor nou paneuropean feroviar și rutier, care se intersectează cu coridorul 7 paneuropean, care înseamnă fluviul Dunărea, transporturile navale. Aici felicit autoritățile locale, zona liberă, primăria și investitorii pentru realizarea sau proiectarea și, bineînțeles, implementarea unui punct trimodal de schimb de mărfuri din zona navală către zona feroviară și navală. Sigur nu va rămâne singurul punct de tranzit a mărfurilor de pe apă pe uscat. Se vor realiza mai multe puncte de transport, de tranzit al mărfurilor pe Dunăre. Deci se vor realiza mai multe, se va extinde portul de mărfuri, nu numai în zona liberă, ci și în zona fluviului Dunăre, pentru că este nevoie ca Giurgiu să redevină o parte din
municipiul București. Deci metropola București trebuie să se întindă până la Giurgiu și nu numai. Spuneau prietenii noștri bulgari din Ruse că ar fi onorați dacă orașul Giurgiu ar fi un cartier al orașului Ruse, iar orașul Ruse ar fi un cartier al metropolei București. Dar vedeți, totuși, apropo de etichetări, în general românii au o părere proastă despre bulgari, în general bulgarii au o părere proastă despre români, la fel cum polonezii, de pildă, au o părere foarte proastă despre români și așa mai departe. Dar asta și datorită lipsei de comunicare, fiindcă atunci când românii și bulgarii ajung să se cunoască, nu, își dau seama că există valori, oameni deosebiți și de o parte și de cealaltă adunări. Iarăși o etichetă absolut tâmpită, că bulgarii sunt nu știu cum și cu castraveții, noi suntem mămăligari, deși dacă ar fi să discutăm despre mămăligari, în Italia există o Academie a Mămăligii, există tot felul de organizații, de instituții cu, mă rog, dedicate mămăligii și așa mai departe. Adevărații mămăligari, de fapt, sunt italienii, de unde vine și mămăliga. De-a lungul timpului, bineînțeles că ați avut de-a face cu foarte, foarte multe persoane. Poate că unele v-au dezamăgit, altele nu v-au dezamăgit. Citeam chiar astăzi ce spunea Corneliu Compozu la un moment dat, niciodată nu mi-am pierdut încrederea în oameni. Da, într-adevăr. Foarte interesant și este o pildă pe care o practic și eu. Nu trebuie să ne pierdem încrederea în oameni, probabil că și noi prin acțiunile noastre și prin atitudinea noastră putem să creăm și lipsa de comunicare, lipsa de dialog, putem să creăm o stare de, să zic așa, de nesiguranță partenerului de dialog sau cetățenilor, astfel încât nu trebuie să căutăm defectele la ceilalți, trebuie să le căutăm la noi. Noi trebuie să ne corectăm noi și să ne armonizăm noi cu nevoile semenilor noștri. În dilema, de pildă, într-un număr recent, cineva scria un articol, titlul era "Să uiți binele care ți s-a făcut". Este o putere asta sau este un gol? Să uiți binele care ți s-a făcut. Eu cred că niciodată binele nu trebuie uitat, chiar dacă la un moment dat trebuie să lăsăm memoria să aibă proaspete alte momente curente, dar nu trebuie să ne bazăm pe zicala noastră românească că facerea de bine nu este sănătoasă. Da? Întotdeauna trebuie să respectăm semenii noștri care ne întind o mână atunci când avem nevoie, ne arată prietenia, ne arată camaraderia și ajutorul în situații deosebite și noi trebuie să ne ridicăm la înălțimea eforturilor depuse de semenii noștri. Problema e că la ora actuală foarte greu mai suntem capabili de proiecte colective. Hai să zicem și de proiecte colective pe termen lung. Individualismul a devenit aproape feroce. La un moment dat au apărut dezbinări dirijate cumva de sus, nu chiar de la instanța supremă, să zicem, a puterii din România. Foarte greu să mai realizăm proiecte colective. Eu cred că totul pleacă de la siguranța identificării resurselor pentru a trăi. Deci dacă nu creăm locuri de muncă, apar nesiguranțe și instabilități în reacțiile oamenilor. Și asta poate conduce la ceea ce spuneți dumneavoastră, la, eu știu, a deveni mai triști, a deveni mai neatenți și, bineînțeles, a crea monștri, somnul nostru poate naște monștri care, exact așa cum se întâmplă și în viața publică și în viața mediului și mediul de afaceri, s-au ridicat unele persoane care nu au mamă, nu au tată, nu știu decât de propriul buzunar și știu de propriul interes. Ăștia, dacă noi suntem puțin atenți, și aici mă implic și eu și mă regăsesc și eu în rândul oamenilor care se dăruiesc pentru semenii lor, dacă nu suntem atenți, sigur că vom naște monștri și vom hrăni monștri lângă noi și lângă interesele noastre. Uitați-vă că orașul nostru este un oraș trist. Ca să putem să ieșim de aici, trebuie neapărat să le creăm siguranța zilei de mâine. Să le creăm siguranța zilei de mâine, trebuie să ne implicăm cu toții, nu numai bugetarii să trăiască, ci și celelalte
ceilalți cetățeni care nu își regăsesc locuri de muncă la buget, ci trebuie să le creăm noi locuri de muncă din mediul de afaceri, le creăm noi la modul să facem lobby cu toți, să cultivăm spiritul de voluntariat, pentru că, sigur, dacă orașul nostru este un oraș frumos, un oraș curat, un oraș cu multă energie sufletească și mult spirit dat de cetățenii care locuiesc, atunci vom atrage și alte spirite frumoase, alte energii creatoare, mediul de afaceri și noi locuri de muncă. În mediul privat, nu neapărat la buget. Oamenii, dacă vor avea siguranța zilei de mâine, vor fi mai fericiți și vor crea mai mult. O etichetare iarăși negativă, toți oamenii politici sunt la fel, spun foarte mult. Dom'le, toți sunt la fel, sunt o apă și un pământ. Eu zic că o etichetare extrem de periculoasă, fiindcă în acest fel se realizează și o anonimizare a vinovăților, adică vinovații nu mai sunt vinovați. Da, toți oamenii sunt politici, sunt la fel, așa zic și eu, cu câteva excepții. Sunt oameni politici care pot să realizeze ceva pentru comunitățile pe care îi reprezintă, le reprezintă, și anume prin armonizarea între primul ministru sau miniștrii din guvern și parlamentarii din zonă sau autoritățile județene, autoritățile locale, sigur se realizează mai multe, să ating mai multe obiective, și anume mai multe investiții bugetare, mai multe atrageri de fonduri europene, mai multe atrageri de investiții cu capital privat. Înseamnă crearea de mai multe locuri de muncă și, bineînțeles, creșterea nivelului de trai pe care și-o dorește orice cetățean. Dar atâta timp cât trăim într-un oraș în care parlamentarii nu lucrează în armonie, nu lucrează în consens, mai ales parlamentarii de la putere, care au o relație directă cu reprezentanții guvernului, și mă refer la miniștrii de resort și la primul ministru, atunci și nu realizează că trebuie să dezvolte și județul pe care l-a propulsat în demnitatea publică, sigur că vom avea o problemă. Aici avem noi probleme. Încercăm, spre exemplu, președintele Partidului Social-Democrat, domnul Nicolae Bădălău, s-a implicat destul de mult împreună cu reprezentanții Guvernului și Partidul Social-Democrat pentru atragerea de fonduri la nivelul unităților administrativ-teritoriale din județ. Orașul a rămas puțin în spate. Orașul a venit cu fonduri financiare, bugetare, punctuale, către Maiorescu, către o parte din străzi, dar nu este suficient. Trebuie să ne gândim că fluviul Dunărea, energia fluviului Dunărea poate să ne aducă mai multă satisfacție și crearea de noi locuri de muncă. Noi parcuri industriale sunt necesare pentru dezvoltarea comunității noastre și mă refer la încă un parc industrial în zona portuară și poate un parc industrial în județul Giurgiu. Eu nu cunosc asemenea inițiative, doar le-am discutat la nivel de discuții, dar nu sunt materializate. Eu cred că se poate face mult mai mult dacă ne-am gândit că energia fluviului Dunărea ne bate la ușă și este un teren pe care noi putem să ne dezvoltăm. Este nefolosit, energie neexploatată. O altă etichetare negativă, deși aici s-au făcut progrese, este cea privind etnia romă. Încă mai sunt, mai auzi om spunând, domne, deși e țigan, nu fură, și așa mai departe. Deja când ai zis deși e țigan, nu fură, înseamnă că tu, dacă consider că dacă e țigan, în mod automat trebuia să și fură. Aici e drept că, mai ales în mass media, s-au făcut progrese importante în ceea ce privește atenuarea discriminării, nu? Dacă în 90 se scriau tot felul de articole aiure așa despre țigan, la ora actuală nu se mai scriu, dar în continuare, totuși, etnia romă este marginalizată și este marginalizată pur și simplu și fizic. Fizic în sensul că și în sate, și în orașe, ei locuiesc undeva la margine. În Baia Mare, chiar la un moment dat, primarul nu i-a trimis pe toți la marginea orașului, a mai construit și un zid despărțitor. Da, la Giurgiu nu se întâmplă acest lucru. Nu s-a întâmplat acest lucru, Doamne ferește. La Giurgiu, noi trebuie să ne orientăm, vorbesc de autorități, și parlament, și parlamentari,
să ne orientăm către crearea de noi locuri de muncă. Să integrăm toți cetățenii să-și realizeze surse de venit pentru existență. Deci noi am ajuns nu neapărat etnia romă, că nu tot etnia romă stă acasă, unii muncesc. Dar s-a creat un mediu de sărăcie și cu oameni care nu au niciun fel de loc de muncă, n-au nicio sursă de venit decât ajutoarele sociale care le mai primesc, astfel încât nu-și mai plătesc contribuțiile pentru la apă, canal, nu-și mai plătesc impozitul pe clădiri, nu-și mai plătesc, nu mai au bani să-și asigure sursa de trai, să mănânce, să se îmbrace. Nu numai pentru etnia romă e o problemă mare în oraș, ci și pentru persoanele care nu sunt salariate. Aici trebuie să găsim noi o soluție, să creăm locuri de muncă în care să integrăm pe cât mai mulți cetățeni care nu au locuri de muncă. Revin la etnia romă și trebuie să o ajutăm să știe să se unească, să-și reprezinte singure interesele. Că până acum noi, oamenii politici, am încercat să-i politizăm de așa natură încât să-i folosim la vot și să nu le creăm un loc de consilier pe listă, să nu le creăm avantaje politice, dar doar să le obținem și să le luăm votul. Aici cred eu că trebuie lucrat, trebuie să-i lăsăm să se organizeze, să-i ajutăm să se organizeze și să-și reprezinte interesele ei, pentru că știu cel mai bine ce le trebuie. Domnule deputat, care credeți că e cel mai mare rău din România? Cel mai mare rău din România, lipsa dezvoltării mediului de afaceri și crearea de locuri de muncă. Lipsa resurselor financiare pentru a exista, pentru a trăi, asta e cel mai mare rău. Mi-amintesc chiar au început să simtă asta la modul acut și adolescenții, am mai spus-o la o emisiune, le-am dat un test la filosofie, era vorba despre natura umană, dacă v-ați întâlnit cu un extraterestru, ce l-ați întrebat și ce ați răspunde la întrebarea ce este omul. Și mai mulți elevi mi-au scris că l-ar întreba pe extraterestru dacă acolo pe planeta lui există locuri de muncă. Adică este trist. Este extrem, extrem de trist ca un adolescent nu se simte la modul acut lipsa locurilor de muncă. Aș completa și aș spune faptul că dacă părinții lor nu au niciun loc de muncă și nu vor mai avea contribuții la pensii, atunci copiii lor din ce vor trăi? De unde își vor primi pensiile? Și apropo, că am amintit de adolescenția și introduce aici în discuție puțin și pe elevi, sunt foarte mulți elevi de la țară care sunt săraci, care de-abia vin la școală, nu fac naveta, dar firmele de transport pe care ei le folosesc și care sunt singurele firme de transport care asigură transportul, nu eliberează abonament. Neeliberând abonament, atunci nu mai pot fi decontate abonamentele și elevii să-și primească banii de la liceu, nu pentru abonament. Da, eu consider că transportul pe șosea, transportul cu microbuzele, transportul rutier, ar trebui puțin concurat cu transportul feroviar, acolo unde se poate. Și anume, pe ruta Giurgiu-București, transportul de mărfuri feroviar este întrerupt. Sau dacă se face, se face cu greutate prin videle. Deci în loc să ne ducem 55 de kilometri, ne ducem 100 de kilometri. De ce? Pentru a putea să transportăm mărfurile în condiții de siguranță și ca și volum, de la Giurgiu către București, sau mă rog, de pe coridorul ăsta nou pan-european. Iar, într-adevăr, transporturile de călători pe rutele dintre mediul rural și oraș este destul de costisitor. Asta adâncește și mai mult... Adică aici este o discriminare crasă între elevii de la țară și elevii de la oraș. E adevărat. Foarte mulți elevi foarte buni de la țară nu mai continuă studiile liceale. Adică este extrem de trist. Nici înainte de venirea comunismului nu se întâmpla așa ceva. Exista un sistem de burse bine pus la punct pentru cei din mediul rural, mă rog, care... Așa este. Deci se promovează, după părerea mea, protecția socială și nu se promovează calificarea și crearea de noi locuri de muncă, nu se promovează
profesionalism. Aș reveni cu cel mai mare rău. Care este cel mai mare rău care vi s-a făcut? Care mi s-a făcut mie? Păi cel mai mare rău care mi s-a făcut mie a fost mai bine să nu vorbim. Da, hai să trecem peste diminuarea mai... capacității economice de la grupul de firme pe care l-am creat de la 100% la 40%. Asta înseamnă disponibilizări, înseamnă resurse financiare minime către bugetul consolidat al statului prin Giurgiu. Asta înseamnă că repartizarea din fondurile, sumele colectate către unitățile administrative teritoriale din județ și din oraș diminuată. La noi lumea ar trebui să perceapă altfel, oamenii de afaceri, și a început deja să-i perceapă altfel, că s-au făcut totuși progrese însemnate din decembrie 89 până la ora actuală. Chiar dacă să ne referim la PIB, de PIB a crescut de peste 8 ori, produsul intern brut în România, din decembrie 89 până acum, pe când în Republica Moldova a crescut doar de 2 ori. Republica Moldova e clar de departe cel mai sărac stat din zonă. Nu mai există altul mai sărac. Republica Moldova, ducând o politică de așa zisă neutralitate, nu? Nici cu Uniunea Europeană, nici cu rușii, sau și cu ea și cu ea, această neutralitate i-a distrus pe moldoveni. La noi totuși s-au făcut ceva progrese. Eu vreau să... Numai puțin să-mi duc ideea până la capăt. Și într-adevăr, oamenii de afaceri ar trebui să fie apreciați, fiindcă oamenii de afaceri sunt cei care își asumă riscuri, nu? Iau credite și așa mai departe, riscă, nu totdeauna afacerile merg. În loc că au bani, în loc să își petreacă timpul liber colindând tot globul, nu se ocupă în continuare de afaceri. Oamenii de afaceri au ajuns să muncească mai mult patronii, cum se spune, decât angajați. Adică sunt niște merite pe care lumea a început să le perceapă totuși. Da, dar aș vrea să completez că Giurgiu este total diferit față de orașele și zonele dezvoltate ale României, unde economia deja înflorește și, într-adevăr, există creștere ale produsului intern brut. Dar dacă ne uităm în Giurgiu, atât în oraș cât și în județ, credeți, simțiți că oamenii trăiesc mai bine ca acum 3 ani, 5 ani? Sigur, înseamnă că suntem într-o zonă defavorizată și trebuie să avem, să zicem, mai multă atenție din partea autorităților centrale și mai multă atenție din partea Uniunii Europene pentru această zonă. Iată că s-au scris proiecte de dezvoltare, proiecte operaționale, dar ele trebuie puse în operă. Nu putem să venim să spunem că nu ne trebuie poduri peste Dunăre, să susținem treaba asta. Deja avem un pod la Giurgiu și este suficient. Nu putem să spunem așa ceva. Dacă sunt posibilități de creare de noi oportunități de mobilitate, de transport, atât de-a lungul fluviului Dunărea, cât și peste fluviul Dunărea, de ce să nu accesăm? Pentru că orice zonă de trecere înseamnă dezvoltare, înseamnă trafic de mărfuri, înseamnă creșterea nivelului de trai. Ne suntem, într-adevăr, la Giurgiu, în urmă cu 3 ani, ce mai rămăsese din industria noastră era șantierul naval, capital privat, câteva din zona libere obiective, undeva unele obiective depozite din zona Bucureștiului, care sunt amplasate pe teritoriul județului Giurgiu, și CET-ul de la Giurgiu, unde erau mai mulți funcționari. Acum CET-ul deja s-a reorganizat, a mai rămas doar șantierul naval și câteva unități economice din zona liberă. Da? Și, bineînțeles, vorbesc și de parcul industrial de la Dunăreana. Deci ne trebuie mai multe astfel de zone industriale care să creeze facilități pentru mediul de afaceri, pentru că impozitul pe o clădire, mai ales în condițiile noului cod fiscal, impozitul pe clădire s-ar putea să fie majorat, iar dacă se află situat într-un parc industrial, ăsta e un avantaj mare pentru mediul de afaceri. Sunteți unul dintre oamenii bogați din Giurgiu, dar care ajută multă lume, sprijină dezvoltarea sportului, sprijină sportivii. Care este motivația? Azi am văzut într-un birou de-al noastră foarte multe icoane. Este o motivație religioasă în spate? Sau mai există, să știți, există și o teorie filosofică conform cărea
Niciun om de afaceri nu își merită 100% profitul și în aceste condiții omul de afaceri ar trebui să-i ajute pe ceilalți. Da, este valabilă treaba asta. Nu sunt un om bogat, sunt un om care a dezvoltat o afacere de succes, afacere care acum este gâtuită, sugrumată de sistemul concurențial politic. O să urmeze și vremuri bune, pentru că nu politicul ne-a creat nouă avantaje în activitățile economice. Dar consider că oportunitățile create într-un mediu de afaceri de către oricare sunt avantajoase pentru toți, nu numai pentru persoana respectivă. Sigur că nu există mediu de afaceri care să creeze plus valoare și care să nu aibă posibilitatea să ajute semenii și, de exemplu, mișcarea sportivă sau orice formă artistică, sportivă, culturală. Numai să vrea să lege foarte mult de oraș, de cetățeni, de activitățile care se desfășoară în oraș. Că dacă este, cum îmi place mie să spun, provenit din alte zone și cu alte interese, sigur că nu o să dezvolte comunitatea pentru că nu are interes. Deci dezvoltă propriile lui afaceri, propriile lui interese. Emisiunea noastră se apropie de final. În încheiere, așa pe scurt, domnule deputat, că am cum ar suna o scrisoare către fiica dumneavoastră care este student. Ar suna, având la bază următoarele elemente, în primul rând, că sunt deosebit de mândru pentru că a crescut frumos și că are gândul să se reîntoarcă în Giurgiu după ce termină studiile și să dezvolte orașul, să continue ceea ce eu și cu mama ei am reușit să facem câtuși de puțin. Și sper ca să le dea Dumnezeu înțelepciune tuturor oamenilor politici, autorităților locale și județene, să nu părăsească, să pună mai presus de sine interesul comunității și să nu se gândească numai la grupul de interese pe care se regăsește orice om politic. Vă mulțumesc foarte mult pentru faptul că ați acceptat invitația de a veni în această seară la Iluzii Prejudecăți Perspective. Vă urez mult succes și multă putere de muncă. A fost domnul deputat Nicolae Florian. În încheiere, așa cum v-am obișnuit, finalul le aparțin lui Valentin Dragne. Valentin Dragne fiind elev la Colegiul Național Ion Maiorescu în clasa 12-a, O speranță a muzicii românești. O să-l auziți în succes. Ce să ne cânt, Valentin? O să cânt balada lui Ciprian Porumbescu. Succes! Mulțumesc!